Salutare tuturor! Vreau să încep acest vlog prin a vă spune vouă la mulți ani, pentru că... La mulți ani, băi nebunilor! Sanchi! Astăzi când filmăm noi, băieți... M-a nebunit TikTok, nu mai pot! Este 1 iunie, ziua copilului, vreau să vă urez un sincer la mulți ani, multă sănătate și... Cea mai importantă din toate. Ce vă doriți voi să se îndeplinească. Și că e o vorbă aia când... că ești copil până când, adică dacă ai părinți încă ești copil, da, când nu-i mai ai atunci ești copilul cuiva, numai. Cum ar da. Veni și după aia o să fii tu la mi-a rândul tău părinte da. Și mă apucă plâns. Da, haideți să trecem peste momentul ăsta. Vă urăm din nou la mulți ani amândoi. Nu uitați să visați, pentru că este un lucru important, dar să rămâneți cu picioarele pe pământ, da? Bucurați-vă din orice, din orice bucurați-vă lucru de mic, din orice. Bucurați-vă de copilărie, pentru că atunci când veți ajunge să fiți mari, o să vă doriți așa să vă întoarceți înapoi. Când eram mai mic, ziceam, bă, dar când mai crești o mare, da, când fac 18 ani, când mare, fac vreau să nu știu și acum parte trece timpul, faileu, nu-mi vine să cred. Am vrea să oprim timpul loc, dar nu reușim. Eu aș vrea să fiu copil, aș da orice. Hai să trecem, că o dau în altele. Mă și... Da, mă, n-am nimic. A, da. Astăzi, pentru că este 1 iunie și este ziua... Bola copiilor! Da. Pentru că este 1 iunie și este ziua voastră, am selectat de la vlogul trecut în care eu v-am cerut vouă pe Instagram acolo să-mi scrieți numerele voastre de telefon în privat. Din urmă, 3 săptămâni. Vlogul acum o lună. O să fie vlogul ăsta, o să fie o surpriză pentru ei, pentru că de data asta da, nu am mai cerut. Nu știți că vă sună. N-am mai cerut niciun număr de telefon, am selectat tot de acolo. Exact, am selectat tot de acolo și acum va fi așa random, efectiv random, acum nu se așteaptă nu nimeni știi, la telefonul atunci ăsta. Atunci toată lumea aștepta să te ia cu ochii pe telefon și când vedea că sună cineva, păi sigur, da. Corect. Dar acum o să sunăm cu număr privat, pentru că nu vreau să-mi schimb numărul momentan. Dacă sunt cu numărul meu, o să apară pe internet că mai sunt. Am selectat câteva numere de telefon. Încă o dată vreau să clarific chestia asta, că mulți îmi spun după ce fac episodul ăsta, nu mai suna și pe mine sau nu știu ce. Păi bă, da, dar am trebuit să sun... Deci eu am 210.000 de abonați. Gândiți-vă la ce înseamnă să sunt 210.000 de oameni. Că, ca să fim corecți, n-a primit 210.000 de mesaje, bă, da, dar de exemplu are pe puțin 3.000. Voi vă dați seama să sunt, bă, 3.000, tu știți ce am 3.000? 1, 2, 3, 4, 100 sunt mulți. Dar 3.000 ești nebun pe bune acum. Așa că... Nu trebuie să vă supărați, trebuie să înțelegeți chestiile astea. Nu vă supărați pe mine. La noroc, dacă ar putea omul... Răspund și vorbesc cu voi pe Instagram atât cât îmi permite timpul. Deja ne-am lungit cu intro-ul ăsta, dăm drumul la treabă, nu uitați link-urile din descriere, Instagram-ul și Facebook-ul, știți voi ce aveți de făcut. Luăm primul număr de telefon și să vedem reacția. Chiar sunt curios. Haide. Primul număr de telefon sună la un băiețel, Cătălin se numește, și hai să vedem dacă Cătălin răspunde, că eu sunt cu privat, acum sper să răspundă. Îl întrebăm din prima, să vedem dacă știi, da, știu, dacă ne recunoști. De fapt nu las. Hai zi. Nu las, las. Îi zic eu dacă sunt Bogdan Bion. Să văd dacă mă crede. Dar nu cred că răspunde. Da, nu-i problemă cu numărul privat. Da, îmi pare rău pentru Cătălin, el mi-a spus și în conversații, l-am sunat și la prima parte, ai fost dublu norocos, nu norocos, și n-ai asta răspuns e. Nici atunci, nici acum, îmi pare rău pentru tine, n-am da, ce să-ți fac. Da, puțin și vina noastră, ca să zic așa, dar cu telefonul privat? Privat, da, da, e. Da, n-am ce să fac, asta este, luăm un alt telefon. Hai, luăm acum pe David, îl sunăm pe David, da? Hai să vedem ce zice David. Yes. Îi zic, salut David, sunt Bogdan IBM, să văd dacă mă crede așa din prima cum ar veni. Yes. Alo? Da, da. Salut, sunt Bogdan IBM. Așa. Cine e la telefon? Cel mai șmecher. Cel mai șmecher? David. Da. David. Da. Eu sunt Danu. Șmecher. Știi cu cine vorbești sau? Acum am dat seama, cred că e farsă. Băi, am crezut că e la mișto, frate. Băi, nu înțelegeam. Băi, noi suntem... Cine tu? Da, da, frate. Cine mă de o să fii, da, o să da, apare în da, da, vlog mâine. Mersi frumos. Dar tu ce ai crezut prima dată? Că nu sunt eu, nu, Bogdan? Am înțeles. Bă, dacă mai ții minte, mi-ai trimis mie mesaj cu numărul tău, știi că l-am cerut eu la prima parte? Da. Mi-ai lăsat mesaj în privat acolo și te-am sunat că azi ziua copilului, te-am sunat să zic la mulți ani, frate. Mersi frumos. Da, la mulți ani, să fii sănătos, frate. Bă, respect, salut. De unde ești? De unde ești? Din Brașov, din Codlea. Aoleu, unde îmi place mie acolo. Frumos, frumos. Ai vreo cazare, ceva? Stai așa, cam una dintre. Ai vreo cazare să vin și eu stau vreo săptămână, mâncare, ai ce trebuie? Bă, la munte. Aoleu. Da, păstrez numărul ăsta, hai că ne auzim. Hai, salut, David, pa, pa. Hai, am plecat la Brașov. Termină repede, că am de plecat. Îmi te întorci tu, mă duc și mă dai seama. Și așa o săptămână. Băi, David, ai văzut că nu știe, era așa. Băi, dar prima dată am zis că... Ne lua la el pe noi la mișto. Cred că mă ia la mișto. Zic, aia e acum, ce vrei să fac, na. N-am mai fost la mișto, am mai fost. Ca lumea, David, a crezut că e o farsă. Cred că din partea unor prieteni. Păi asta e șmecher acum, înțelegi? Ei nu s-așteaptă. Și cu număr ascuns. Da. Hai să trecem la următorul număr.
Îl sunăm cum pe îl cheamă? Ionuț Denis. Întoarcă așa telefonul ca să nu, să nu se vadă. S-a auzit ciuperca asta lui telefon. Nu mai zi așa. Caloriferul ăsta. N-am explicații să-i găsesc un nume la telefonul ăsta. Alo? Da. Ce faci? Bine. De ce m-ai sunat ieri? Eu nu te-am sunat, greșit. Nu l-ai sunat pe Bogdan IBM Family? Nu. Nici pe Danu? Nu. Înseamnă că te-au sunat ei pe te-au tine sunat astăzi. Te-au sunat ei astăzi. Să zică la mulți ani. Mulțumesc. Ce faci, frate? Bine. Mi-ai trimis numărul în privat dacă ți-aduci aminte când am făcut partea întâi de la Am sunat abonații. Mai ții minte? Nu mai ții minte. Cum mă, nu mai ții minte? Vorbești cu Bogdan IBM Family și cu Danu Vlogs. Nu știu, nu mi-a minte. Dar auzi, ce? Stai, câți ani ai? 40. Ne-a la mișto. Bă, e Danu Vlogs și îl am aici și pe Bogdan IBM Family. Nu ne crezi? Nu te cred, mă. Păi cum vrei să-ți demonstrezi, frate? Zi-o leacă cum să-ți demonstrezi, că-i cringe rău tare. Și vrei să-ți zic? Greșești numărul, mă. Câți ani ai? Pe bune, zi-mi câți ani ai fără mișto. Și am 40 de ani. N-ai copii? Am copii. Păi și cum îl cheam pe copil? Ionuț? Denis? Probabil. Păi vedeți că a dat numărul, a dat numărul de telefon pentru un mesaj. Pentru ce l-a dat? Ca să vorbească cu noi. Ne urmărește pe YouTube de foarte mult timp și mi-a scris pe Instagram că vrea să-l sunăm. Și l-am sunat și... E prea mic să-l cunoști. O să discut eu cu el. Ați consumat ceva? De da. Ce să consumi? Puteți să-mi dați un pic la telefon pe Ionuț, vă rog? De ce? Ce? De ce? Ce puteți discuta cu el? Nu, dar întrebați-l de Bogdan și de Danu să vedeți că ne cunoaște. Noi facem niște videoclipuri pe YouTube și el se uită la noi. Dar nu puteți să-l chemați acum, nu-i acasă? El s-ar bucura dacă ne-ar auzi, de asta, de asta v-am zis. Bine, dar da, vreau să auzi ce vorbești. Da, normal, normal, păi da, nu-i problemă. Problemă. Puteți să auziți, stați liniștită. A, da, da. Salut, sunt Bogdan IBM Family, mă știi? Da! Și eu sunt Danu, salut Ionuț. Salut! Salut! Cine este, mama ta? Da! Păi să-i spui că, spune cu cine vorbești ca să știi, că ea, nu știu, să poate s-a speriat sau cu ceva. Cu un YouTuber, mamă, cu un YouTuber mare. Te-am sunat să spunem la mulți ani, că azi este ziua copilului. Mulțumesc frumos, la fel. Mulțumim și noi. Ce ai vreo întrebare pentru noi? Nu am nicio întrebare. Vă spun succes în continuare, fiind ceea ce faceți. Mulțumim mult frumos, Ionuț. Mersi. Ai grijă de tine, să fii cu minte, da? Da. Hai, te salutăm. Pa, seara pa. Frumoasă. Pa, pa. Pa, pa. Bă, ce bă, la început părea așa dubios, n-ai văzut că... Eu am zis că inițial Ionuț la telefon și o dădeam vrăjeală cu noi, iar în glumă. După aia am zis că e cineva, cum a spus, bă, ierte Dumnezeu și așa, dar am zis că e cineva, vreun număr greșit și am sunat cineva, beat. N-ai văzut că am întrebat, doamne, ați consumat ceva, cum a beat. A fost mă. Cringe rău a fost. N-am vrut să par nesimțit sau așa, dar... N-ai văzut ce el vorbea, ci că așa, și cum, da, și de unde să-l știi sau nu, știi? Părea arogant așa, și de asta zic, mi s-a părut așa. Nu, mi se părea cringe, la un moment dat ai stai să-ți vorbești, mă retrăsesc. Nu știam ce să-i zic, aveam impresia că mă răspunde așa la mișto și chiar vorbeam serios, știi? Dar e bine că, la un moment dat, bine că și-a dat seama, bine că am vorbit cu Ionuț și a fost tot în regulă. Era problemă, ziceam, cine știe unde a dat copchiul ei numărul. El certa îl pedepsea și doamnă fără și... După asta, băi, te-am căutat de la telefon, vină cu bam, bam. Ce-ai făcut tu-s grijani, da, mă, da, cu pirtul, pău, grijani. Salut! 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 Ce faci? Bine, cu cine vorbesc? Cu Andrei. Băi, frate, dar ce ai dat mesajul lui iubita mea? Care Andrei? Andrei Gherghe, știi tu, lasă vrăjeala asta. De ce ai dat mesaj și ai dat inimii pe Instagram? Cum o cheamă? Irina. Și să stau așa, dar de ce dai inimi? Zi măcar, frate, vrei să fii cu ea, ai vreo treabă cu ea sau ți-a dat ea mesaj? Ne auzi? Irina și mai cum? Bă, Irina Iri. Nu pot să vorbesc că sunt la antrenament. Hai, frate, bă, stai așa, bă. Bogdan e BM Family la telefon, frate. Și cu Danu Vlog, frate. Bă, ia lați vrăjeala. Cine e Irina? Ia zi, cine e Irina? Că te-am prins, cine e Irina? Zi repede. Bă, frate, scuză-mă, era să vorbesc cu rusul ceva, că mie nu-mi place asta gen, dar bine că m-ai anunțat. Stai, frate, liniștit că îmi asumam înjurăturile, nu-i problemă, stai liniștit. Doamne ferește, nu. Nu, mă, frate, nu-i nicio problemă, bă, stai liniștit. Dar cine e Irina, frate? Da, pe bune, ai vreo una Irina care o cunoști și am nimerit? Am avut mai multe. Chiar sunt pe vlog? Da. Nu spune nimic compromițător. Nu zic că te vede Irina după aia și ai stricat combinația. Poți să zic cum mă cheamă? Zi, frate, normal. Mă cheamă Dimitri Ghiriță și vă pup, băi. Băi, și noi te pupăm. Dar de unde ești, frate? Eu sunt din București. Te salutăm. Da, ai zis că ești la antrenamente sau ai zis la mișto? Nu, chiar sunt la antrenamente, eu fac kickbox. Ah, bine, bă. Frate. Da, mă bucur că m-a sunat, chiar mă cu mare drag, frate. Sunt un mare fan de al tău și tu ești un super caracter și de la tine am învățat foarte multe. Mă bucur, frate, mă bucur. Băi, frate, la mulți ani de ziua copilului. Mulțumesc și ție, Danu, și ție. Te salutăm. Mulțumesc, și te salutăm lăsăm la antrenament. Te salutăm și ai grijă de tine acolo, fă spor, că e bun. Da, frate, toți sunt niște
și tot suntem copiii părinților noștri și la mulți ani la toată lumea. Ai dreptate, frate. Mi s-a ridicat părul pe mine. Dreptate. Mulțumim mult de tot. Hai, frate, ai grijă de tine. Te pup. Băi, ai grijă cu Irina, da? Ai grijă cu Irina. Că e problemă. Da. Hai, te-am pupat, pa. Ceau, pa, pa. Cu respect, cu respect, pa, pa. Cu respect. Te pupăm, frate, ai grijă de tine acolo și fă sport, că e important rău de tot, toți faceți sport, tot, cât mai orice, mult puteți. Nu contează, ești pe afară, alergați, faceți orice, că e perfect. Jucați-vă afară, nu în casă, afară, la calculator, că exact, e mai bine afară. Hai, am să luăm un alt telefon. Alo? Alo? Bună, sunt Bogdan, ai BM Family. Alo? Sunt Bogdan, ai BM Family, vrei să vorbim? Bogdan. Da, eu sunt. A leșinat, Andreea, mă auzi? Leșinat, doamne, a leșinat. Ai leșinat? Aleșinat, doamne, sunt la 112 repede. Doamne, e unul cu numărul ăsta, a căzut jos din picioare. Mai sună o dată, mă, poate răspunde. Cum a zis o dată? Bogdan. Ultimul strigăt. Bogdan. Doamne ferește, doamne, e, da, doamne ferește. Bă, mai sună o dată. E o scaterică, că știți că e o spanaramă. Mă auzi? Da, te aud. Bogdan, ai BM Family sunt. Nu pot să cred. Păi, dar de ce ai închis mai devreme? Nu știu, de emoții. Păi, aleșina, nu? Aleșina, nu? Ei, da. Andreea, câți ani ai? Am 14 ani. Mulți înainte. Stai, mă, bun. Păi nu mi-ai lăsat tu mie numărul de telefon la prima parte din Îmi sună abonații? Nu știi. Ba, da. Eu sunt Danu, știi, nu? Da, tu ești Danu. Corect. Așa, ca să clarificăm treaba. Te-am sunat să-ți spunem la mulți ani, dar nu mai așteptam să ne închizi telefonul. Pentru ziua de astăzi, 1 iunie. Mulțumesc frumos. Cu mare drag. Ce faci? De unde ești? Sunt din Târgu Neamț. Mamă, unde e, nu? E departe, rău. Germania, unde este? Păi, Corea, de sud-nord. Am înțeles. Nu, mă, dar e departe, chiar e departe. Ai vreo întrebare pentru... A vrut și Dana să zică ceva acum, dar are emoții. Ai vreo întrebare pentru noi? Când mai face Bogdan de pauză challenge? Când faci Bogdan de pauză challenge? Vara asta mai fac un singur episod, atât că nu mai pot, nu mai suport, nu mai, deci m-am săturat. Deci la câte am suportat, crede-mă, că nu mai pot și o să mai fie un singur episod, atât. Dar vreau să fie un episod destul de lung. Plănuiesc ceva mișto. Bine, bine. Mulțumesc că m-ați sunat. Cu mare drag. Cu drag. Și să nu mai ai emoții, da? Da. Și să nu ne mai închizi telefonul data viitoare. Da, n-aveam să știi, mă, frate. Hai, pa, pa. A făcut alo și a făcut așa, cica alo. Bogdan. Și a murit. Ne-am scăzut odată, Bogdan a zis și gata. Noi suntem mai Caterin, că facem Caterin, că dar sunt supărați sau așa. Dacă aș la telefonul și ce zice, alo, sunt Danu, sunt Bogdan. Da, bine, și pa. Ani, bine, pa. Nu, no, Caterin, ce să facem de scenariu. Hai, dă-i altul. Hai să vedem dacă ne răspunde. Lasă-mă pe mine. Sper să răspundă. Lasă-mă pe mine. Da, te las. Alo. Alo. Facem un sondaj, puteți să răspundeți la o întrebare cu vlogări? Da. Care este cel mai nașpa vlogger, ca să zic așa, după părerea dumneavoastră? N-am un vlogger pe care să fie, pentru că toți știu cât muncesc pentru canalul lor de YouTube. Dar unul așa care nu vă place așa mai mult? De exemplu, mie nu-mi place Bogdan IBM Family. Eu îl apreciez foarte mult Bogdan IBM Family, pentru că văd cât înseamnă pentru el comunitatea pe care o are, cât e implicare și cât implicare are pe canalul lui de YouTube și cât de mult își apreciază, cât de mult abonați, încât simt foarte mult cont de părerea lor. Am înțeles. Dar, de exemplu... Am o curiozitate, eu vorbesc cu Bogdan IBM Family. Că mi-e vocea cunoscută. Nu. Ok. Dar de Danu Vlogs? Și de el îmi place foarte mult. Și de el îmi place foarte mult, cine condepărea fanilor, își apreciază comunitatea, cine legătura comunitatea pe Instagram, muncește foarte mult pe canalul lui și cel mai mult la petiat, pentru că nu se poate spăla pe Bogdan, oricât i-ar face Bogdan la The Post Challenge. Ai înțeles, mă, Bogdan, eu nu mă da, supăr. Da, frate, am înțeles, Danule, am înțeles. Bună, Roxana. Bună. Băi, vreau să-ți mulțumesc mult pentru toate cuvintele frumoase. Ne-ai lăsat cu gura deschisă. Vă iubesc pe toți cei care vă uitați la mine. Știu și vă apreciez. Mulțumesc mult de tot. N-am ce să mai zic. Ne-ai creat niște emoții acum pe vlog de... Nu știu dacă mai suntem capabili să-l ducem la sfârșit. Bine. Acum nu știu că apar în vlogul tău. Ba, în vlogul lui Danu, că el face episodul ăsta. Când? Mâine apar. Cred că mâine. Mâine? Da. Perfect! Câți ani ai, Roxana? Da. 24.
Vreau să-ți urez, ești de seamă cu mine, vreau să-ți urez la mulți ani, pentru că astăzi este ziua copilului și indiferent ce vârstă ai, ești copilul cuiva, ești copilul părinților tăi și vreau să-ți urez la mulți ani. Mulțumim. De chiar ai 24 de ani? Noi trebuie să te lăsăm, vrem să mai luăm telefoane, să mai vorbim și cu alți abonați. O zi frumoasă să ai și la mulți ani. Bine, pa, pa. Ce mici nebun, mi-a dat așa... Eu am mai vorbit cu Roxana pe Instagram. Da? Am mai vorbit cu ea pe Instagram. În videoclipul cu sclavul, când am fost eu sclavul tău, m-a criticat puțin că de ce suntem, de ce ducem lucrurile la extrem. Așa suntem noi. Niște... Da. Noi facem un challenge... Ca... Ea credea că noi ne batem joc unul de altul, înțelegi? Nu. Dar asta e natura noastră, noi așa suntem. Adică când intrăm, când intrăm într-un challenge, într-un joc, băi, dacă eu îi zic lui Danu, bă, să facem challenge-ul ăsta, poți să-ți fac orice capăt, fără să te super. Mergem până și el zice, da bă frate, poți să faci orice, dar n-ai voie să mă razi în cap, n-ai voie corect, să faci nu știu ce, n-ai voie să-mi spargi telefonul. Ei, de alea eu nu mă ating. În rest, voi nu știți liber asta. Dar în rest, cum a zis Danu, sunt liber să fac orice, așa și eu. Și am explicat atunci Roxane, ea a înțeles situația și după cum vezi, ai văzut părerea pe ce care am ești nebun, eu mi s-a ridicat părul pe ce mine. Am hanorac ăsta pe mine și nu puteam să fac așa că avem telefon, dar se ridică părul în continuu, n-am ce să zic. Vezi niște oameni care te apreciază, ești nebun, nu, mie mi se pare incredibil. Hai să luăm un alt telefon, că vreau să trecem alea peste starea asta, că mai alte emoții mari. Okay. Hai să luăm un alt telefon, să vedem ce zice lumea despre noi. Alexandru. Alo? Salutare! Salut! Poți să te rețin pentru o întrebare, ai timp? Da, dar cine ești? Facem, numele meu este Eugen și facem un sondaj pentru YouTube-ul din România. Întrebăm oamenii ce părere au de niște YouTuberi din România. Ok. Dacă ar fi să numești un YouTuber pe care nu-l apreciezi, care ar fi acela? Sincer? Sincer. Am înțeles. Și unul pe care îl apreciezi foarte mult? Bogdan, IBM. Dar de ce îți place Bogdan IBM? Nu știu, e pe Caterin, că e mișto. Îmi place. Am fost și la Mărășești, m-am făcut poză cu el. Ei, nu știu, l-am eu așa la suflet, zic. Vrei să-i transmiți ceva? Să nu-ți place. Mersi, frate, te pup, te apreciez. N-ai pentru ce? De ce? Păi tocmai aici ai vorbit cu Bogdan, eu sunt Danu, mi-ai lăsat numărul pe Instagram să te sun la partea aia cu... Nu pot să crezi, părea mie vocea cunoscută. Băi frate, Bogdan sunt, mersi mult de tot frate, vă iubesc, vă respect, vă apreciez pe toți, sunteți cea mai șmecheră comunitate. Câți ani ai? Da, 22. 25 iunie. Mulți înainte. La mulți ani și mulți înainte, te-am sunat să zic azi la mulți ani că e ziua copilului. Dacă nu cumva ai uitat. Da. Tot copile, stai liniștit? Da, eu nu mă mai consider, da. Păi, nici fără... Okay. Trebuie să te consideri, în sufletul tău trebuie să rămâi mereu copil. Da. Așa că, la mulți ani și multă sănătate. Ai vreo întrebare, vreo curiozitate pentru noi? Vrei să ne întrebi ceva? Băi, nu. Eu să zic cum așa, nici mai așteptam așa, zic aneu. Mă gândeam, numele privat, voiam să nu răspund, zic, hai să răspund. Păi mulți nu-mi răspund, mulți mi-au răspuns, îți dai seama. Nu-mi răspund din cauza... Trebuie 50 de numere. Apar într-un vlog ceva? Da. Mâine la ora 11, ochi pe canal, da, la mine acolo. Îți pigeană la muncă. Bine. Bine, tata, hai, fă la muncă bani acolo, lasă vlogul. Lasă-mi să te la vlog. Hai, pa. Salut, pa, pa. Ce pot eu să mai zic de oameni ăștia? Da, bă, vă iubesc, respect, frate, n-am. Hai să luăm alt telefon. Trecem mai departe, luăm un alt număr. Hai să vedem, nu știu, are un nume ciudat, Piticot pe Instagram. Ai, porec, din asta. Probabil, o fi vreun Piticot, chiar. Cum aveai ID-ul de Messenger, înainte? Cum? Danu Talpăneu. Eu aveam Fast Furious, abia văzut în film. Bună! Alo! Ce faci? Bine! Salut, tu ești Piticot? Da, cine e telefon? Eu sunt Marius. Care Mario? Marius. Te sunt din partea YouTube România și vreau să fac un sondaj de opinie. Vreau să te întreb, care este cel mai... care este YouTuberul tău favorit? Bogdan IBM Family. De ce îți place Bogdan? Nu știu, îmi place. Ai, vrei să-i transmiți vreun mesaj? Că eu pot să-ți fac legătura cu el dacă vrei chestia asta. Da. Ce vrei să-i spui? Ia spune. Mult succes. Mersi mult de tot, te pup. M-auzi? Da. Bogdan sunt. Mersi mult de tot, te apreciez, mulțumesc din tot sufletul meu. O să apari în vlogul meu la Danu pe canal, mâine la ora 11. Știi că am făcut partea aia acum, sună abonați. Da. Și mi-ai lăsat numărul de telefon pe Instagram. Da. De acolo la noi și te-am sunat azi ca să-ți spunem la mulți ani. Mulțumim. La mulți ani. Mulțumesc. La mulți ani. Mulțumesc.
Te salutăm, pa, pa. Pa, pa. Era cam reținut în vorbe, așa, dar... Nu mai am numărul unu, ce poți să le zici, ești nebun la cap. N-are nimeni cum să o dea cu IBM Family, familia IBM Family, bă, oricine ar zice, bă, oricine, toți au comunități pe YouTube, bă, da, mea, Danule, bă, n-ai ce să spui. Hai să mai sunăm pe cineva să vedem ce mai spune. Alo. Salut. Salut. Ce faci? Stai așa că sună. Ce să mai zic acum, frate? Sunt din nou. Sună, mă, frate, că știi să mai acum. Tu a zis de dulci lumea, da. Sunt curios dacă răspunde, dar nu cred că mai răspunde dacă vede numărul privat. Nu mai răspundem. Bă, prima oară la mama lui Denis, da? Sau eu nu mai știu cum se numea. A fost apelul la cringe când ne lua, da, la miște așa. Acum ăsta care ne răspunde și ne jură din prima. Nu e nicio problemă. Da, nu e asta o problemă, dar... Că sunt învățat. Și oricum sunt oameni care ne-au înjurat așa, fără număr privat, fără nimic, care știau cine suntem. Și nu e o problemă că suntem învățați, dar așa ca idei, aia e. Vărule, ce faci? Bine. Dar unde ești? Oprește la că muzica aia, că nu te înțeleg deloc. De ajuns, dacă faci bine, ce mai bine? De fapt, dar ce să-l mai spun? Nu-l mai spun înapoi, că ăsta se distrează. Lasă omul în pace, Danle, să distrează ziua copilului, ce era nu știe. Era pe Bahaus, cred că. Am văzut, era pe distrație, că avea grătar, așa era grătarul, cred. Deja îmi imaginez, nu mai vreau să mă mai gândesc. Ce zic, frate, distracții plăcute. Am încercat să vorbim cu tine, ia zi, vărurile mei închis, ce să mai... Aie. Ăsta a fost vlogul de astăzi, un vlog mai liniștit pentru că o să vă pun acum un screenshot pe ecran să vedeți și voi cam cum arată vremea la Mărășești în următoarele 7-10 zile. Și dacă vă întrebați de ce filmez în casă, până... în următoarele 7-10 zile vă zic eu din prima plouă, dar ați văzut și voi pe ecran. Am făcut partea a doua pentru că ați cerut-o foarte mult, mi-ați dat mesaje pe Instagram, mi-ați scris la fiecare vlog în comentariu că vreți partea a doua. Am ținut cont de voi, v-am sunat, v-am urat la mulți ani, vă urăm încă o dată la mulți ani și multă sănătate. La mulți ani, să fiți sănătoși. Este cel mai important, fratele vostru, familia IBM. Cei mai tare, are Bogdan o comunitate jos pălăria în fața lui. Numărul 1, numărul 1, mă, frate, n-am ce să le zic, ești nebun la cap, mă pun așa, mă pun să faci. Jos, mă. N-ai cuvinte să le mulțumești oamenilor. Sunt convins că și comunitatea mea și oamenii mei sunt forță. Cei dați like aici, forță. Susținere maximă. Am avut parte de susținere de la început până în prezent și vă mulțumesc din suflet pentru lucrul ăsta. Sunteți cei mai tari abonați. Noi ne vedem la următorul vlog, fraților. Bogdan, Danu, ceau. Vă pupă, fratele.